Înainte de a fi investit în funcție, Dorin Recean a obținut votul de încredere al Parlamentului. Pentru cabinetul lui au votat cei 61 de deputați ai fracțiunii PAS. Opoziția însă a avut propria agendă. Deputații fracțiunii Șor au pregătit un nou show pentru electorat. În timp ce Dorin Recean își prezenta programul de guvernare, Marina Tauber i-a lăsat câteva facturi la tribuna Parlamentului, cerându-i să le achite. Doamna deputat, luați loc, vă rog frumos. Noi suntem în procedură. Domnul candidat, vă rog, încercați, tratați cu înțelegere acest fenomen. Eu aveam întrebări de ordinul economic, de ordinul agricol, dar cred că am să trec la domeniul medical, psihiatrie în special și domeniul justiției. În timp ce Dorin Recean răspundea la întrebările deputaților, deputata Șor, Marina Tauber, care făcea un live pe Facebook, a intrat în sala de plen și s-a apropiat de tribună. Aceasta ținea în mână mai multe facturi despre care a spus că sunt de la cetățeni. Ea l-a întrebat pe Recean dacă guvernul pe care îl va conduce va achita integral acele chitanțe. Tocmai aveam o discuție că dacă dumneavoastră și cu patronul dumneavoastră nu furați 20 de miliarde de lei din această economie, nu era nevoie să faceți acest teatru aici. Acum, nu vă supărați, dar din... Eu niciodată, încă o dată... Asta este un fals. Asta este un fals. Da. Puteți să arătați toată lumea lipsa de poze. Iar deputata Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Diana Caraman, care este una dintre fruntașii protestelor organizate de Partidul Șor, l-a luat peste picior pe Dorin Recean, amintindu-i despre celebra expresie din interceptările de acum 10 ani ale lui cu fostul șef de la FISC, Nicolae Vicol. Z vaših demokratických kavičkách metodách roboty bít людей головой об асфальт, а стены. Хочется узнать, новое правительство насколько планирует увеличить асфальтирование дорог? С учетом того, что вы в том числе сказали, что министров будет больше, а значит голов тоже будет больше. Dezbaterile au durat mai bine de 2 ore, iar la final deputații PAS au propus ca să fie rostite doar 2 discursuri de la tribuna centrală, câte unul din fiecare fracțiune prezentă în sală. Acest fapt i-a înfuriat pe membrii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care au blocat tribuna centrală. Ei au acuzat partidul de guvernământ că încalcă regulamentul Parlamentului și că li se îngrădește dreptul la exprimare. Doamna deputat, noi vedem foarte clar o tentativă de sabotare a instituției. Da, v-ați întors cu instrucțiuni clare. Deci se propune câte o luare de cuvânt din partea fiecărei fracțiuni. Dorin Recean a venit la Parlament însoțit de candidații propuși la funcția de miniștri. Din sală au lipsit însă 2 membri ai cabinetului. Ministrul Anatolii Nosatăi astăzi nu va fi prezent pentru că are simptome de COVID. Voi reaminti că din oficiu face parte, ca și membru a guvernului, doamna Irina Vlah, care conduce autonomia găgăuzei. Totodată, Recean a prezentat planul de guvernare și prioritățile pentru următoarea perioadă. Așa cum avem război la hotar de aproape un an, accentul a fost pus pe securitatea statului, dezvoltarea economiei, procesul de reintegrare europeană. Nu în ultimul rând, Recean își propune să facă ordine în instituțiile statului.